Sărbătorile de iarnă îi determină pe gorjeni să încalce legea. În ultimele zile, polițiștii au prins mai multe persoane care vindeau articole pirotehnice ilegal. După ce au prins în flagrant o patroană ieri, polițiștii din Gorj au depistat un bărbat de 32 de ani din municipiul Curtea de Argeș, reprezentant al unei societăți comerciale cu punctul de lucru în orașul Târgu Cărbunești, care avea la vânzare 167 bucăți articole pirotehnice categoria F1, fără a deține autorizație pentru efectuarea de operațiuni cu astfel de produse. Polițiștii au indisponibilizat cantitatea de 12 kg articole pirotehnice în vederea continuării cercetărilor. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de efectuarea oricăror operațiuni cu articole pirotehnice fără drept.